Casa de Cultură a Studenților Iași pregătește tabere studențești, costume noi pentru ansamblul Doina Carpaților și un nou festival de dans. Toate acestea pentru studenții care își doresc să participe la cât mai multe activități. Programul Național de Tabere Studențești a debutat și anul acesta. Ministerul Tineretului și Sportului a alocat Casa de Cultură a Studenților din Iași 1032 de locuri. Invităm pe această cale toți studenții care sunt integraliști să participe la acest program Național de Tabere Studențești. Vor fi tabere alocate atât pe litoralul românesc cât și la munte. De altfel, au avut deja loc discuții cu operatorii economici din Sinaia și din Eforie Sud, Costinești și Vama Veche. De altfel am avut loc și inclusiv împărțirea pe universități al numărului de locuri. Deci, cu alte cuvinte, invităm fiecare student în parte să aplice acest program național de tabere studențești, cu atât mai mult cu cât anul acesta am reușit și am obținut și o majorare a tarifului pentru cazare, astfel că sperăm ca condițiile de cazare să fie mult mai bune. O altă veste bună este că s-a obținut finanțare pentru costumele populare ale ansamblului folcloric. Ansamblul Doina Carpaților, un ansamblu de prestigiu pentru instituția pe care o conduc, pentru orașul nostru, pentru că activează în domeniul artistic de peste 55 de ani. E o mândrie pentru noi că am reușit să obținem finanțarea pentru achiziționarea de costume pentru trei zone importante pentru celelalte trei zone din țară. Va fi o oportunitate pentru tinerii dansatori să se întâlnească pe scena Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților și să-și dovedească talentul. Va fi un maraton al dansului, un pol important aici în Iași pentru dans și vom avea invitați din țară. Va fi un festival concurs național. Vom avea invitații de în Brașov, Cluj, Ploiești, Pitești și respectiv câteva trupe din Iași, Seul Beat, Hometown și Bell Art. Festivalul se va desfășura pe 8 secțiuni de dans și vor fi mai multe genuri: street dance, dans de caracter, show review, dans contemporan, open, dans inedit, astfel încât publicul ieșean va putea vedea un spectacol foarte frumos și în același timp foarte profesionist. Festivalul Iași Dansează din acest weekend va fi o oportunitate pentru tinerii dansatori să se întâlnească pe scena Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților și să-și dovedească talentul. Juriul va delibera, iar publicul se va bucura.